Corvinul Hunedoara revine pe municipalul din Sibiu pentru al treilea meci în actuala ediție a Ligii Europa la fotbal. Albalbaștrii înfruntă gruparea croată joi 25 iulie de la ora 20 în manșa 1 a turului 2 preliminar din Europa League. Reprezentanta României a ajuns în această fază a competiției după ce a trecut cu 4-2 la general de Pakski FC. 7.000 de bilete au fost vândute până miercuri la prânz, iar 100 de suporteri din Croația și-au anunțat și ei prezența la meci. Antrenorul hunedorenilor, Florin Maxim, a avut cuvinte de laudă la adresa echipei vizitatoare. O echipă care s-a bătut la campionat până în ultima etapă, o echipă bună. Am și urmărit-o cât am putut în meciurile amicale, plus câteva meciuri din campionat. Ne așteaptă un meci dificil, pentru că este o echipă tânără, o medie de vârstă undeva la 24 de ani și 7 luni, 8 luni. O echipă care promovează tineri, jucătorii lor cei mai importanți, Toni Fruc, un jucător tânăr, au o echipă solidă, o echipă reactivă, dar avem și noi armele noastre și sperăm să facem un joc bun.